În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, ne aflăm în săptămâna luminată, în Sfânta zi de vineri, când prăznuim izvorul tămăduirii, prăznuim și pe mari ierarhi, Sava Brancovici, Ilie Sava și Sava Brancovici. Acești ierarhi mărturisitori și totodată având înainte cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Deci avem pericopa evanghelică care ne vorbește nouă despre înviere, avem izvorul tămăduirii care ne tămăduiește de la moarte la viață, și avem pe acești ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, care prin mărturisirea lor de credință, prin suferințele pe care le-au avut, prin moartea lor pentru Hristos mucenicească, chiar dacă nu a fost pe loc, ne vorbesc nouă despre înviere și despre împărăția cerurilor. Ca să înțelegem așa cum se cuvine pericopa evanghelică de astăzi, trebuie să ne ducem cu câteva versete înainte, pentru că această pericopă evanghelică s-a rânduit de Sfinții Părinți în Sfânta Liturghie, pentru că este acolo un verset care vorbește despre moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre răstignirea sa, despre șederea cu trupul în mormânt timp de 3 zile și despre învierea sa. Neamul acesta curvar și păcătos cere semn, iar semn nu-i se va da decât semnul lui Iona. Iar Iona, prorocul, a stat în chit, un pește, o balenă mare, timp de 3 zile, așa cum a stat Mântuitorul nostru Iisus Hristos în mormânt. Și după aceea a ieșit la lumină, lumina învierii. El ieșise la o lumină fizică, pentru că a spus poporului, pocăiți-vă și iar pocăiți-vă cu putere de proroc. Dar i-au răspuns iudeii zicând, de vreme ce tu faci acestea, ce semne arăți? Iisus le-a răspuns și le-a zis, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și au zis iudeii, în 46 de ani s-a zidit templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile. Dar el le vorbea despre templul trupului său. Deci când a înviat din morți, ucenicii săi și-au adus aminte că el zisese acestea, au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus. Dar în ce context spusese Mântuitorul nostru Iisus Hristos despre răstignirea și învierea Lui? În contextul în care mai întâi intrase în templu și intrase în templu, acolo găsise pe cei care vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani și acolo și-a făcut un bici și prin acel bici a început să lovească pe toți cei care erau acolo împotriva legii lui Dumnezeu. Și spune așa, și Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit în Ierusalim și a găsit șezând în templu pe cei care vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani și făcând un bici de ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu și oile și boii, iar schimbătorul le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor care vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici, nu faceți casa tatălui meu casă de negustărie. Și ucenicii și-au adus aminte că este scris, râvna casei tale m-a mâncat, m-a mistuit. Iubiți credincioși, mai devreme le vorbea despre învierea sa, dar le vorbea pentru că aceștia cereau semn și cereau semn pentru că el intrase în templu cu autoritate și intrase cu autoritate dumnezeiască și aceștia spuneau în numele cui faci tu aceasta, cu ce putere faci tu acestea, cine îți dă ție dreptul să intre în templul Dumnezeu și să ne biciuiești pe noi? Dar înainte de acestea trebuie să citim că Mântuitorul Iisus Hristos a fost în afară de poporul Israel. Unde a fost? În Galileea neamurilor, unde s-a dus la sfințirea cununiei, la sfințirea nunții. Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei
Și mama lui Iisus era acolo și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către el, nu mai iau vin. Și Iisus i-a zis, ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Mama sa le-a zis slujitorilor, orice vă va spune el, faceți. Și erau acolo 6 vede de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Zisul a Iisus, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus și le-a zis, scoateți acum, aduceți-le nunului și ei le-au adus. Și după ce nunul a gustat apa care se făcuse vin, el nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, l-a chemat nunul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc pe cel mai slab, iar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și s-a arătat slava sa și au crezut întrânsul ucenicii săi. Deci după minunea din Cana Galilei pe care am ținut să vă o citesc încă o dată, chiar dacă am mai consumat câteva clipe, s-a coborât Iisus în Capernaum, precum și el și mama sa și frații săi și ucenicii săi și n-au rămas acolo. Vedeți că unii dintre sectari se leagă de acest verset și când amintesc de mama sa și frații săi, spun că Mântuitorul ar mai fi avut frați după trup din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Era vorba acolo de fiii lui Iosif, dinainte de a o lua pe Maica Domnului în logodire. Și ei, înțelegând în mod trupește, în mod sectar, în mod distorsionat, în mod fragmentat cuvântul Evangheliei, iau doar un segment de acolo și le extrapolează și în felul acesta îl fac pe Mântuitorul Iisus Hristos doar un om ca toți ceilalți oameni. De aceea, când vedeți sectare că vorbesc lucrurile acestea, nici să nu stați de vorbă cu ei pentru că sunt lupi îmbrăcați în piei de oaie. Sectare care sunt neoprotestanți, care sunt fiii protestanților, care sunt fiii papestașilor și care aceștia s-au lepădat de credința cea dreaptă, credința cea adevărată ortodoxă. V-am explicat lucrurile acestea ca să înțelegeți că nunta din Cana Galilei trebuie privită și dintr-o perspectivă duhovnicească. Plecând Domnul în Galileea neamurilor, arată anticipat că El se va duce și a venit pentru mântuirea întregului neam omenesc, se va duce și la neamuri ca să-i aducă la credință. Și acolo, în Galileea neamurilor, nu s-a dus El și s-a auto-invitat, ci a fost invitat la nuntă și nu s-a dus din prima, ci s-a dus a treia zi, pentru că s-a stat așteptat a treia zi, fiind plinirea vremurilor spre sfârșitul viacurilor și mergând la această biserică din neamuri și-a făcut simțită prezența și atât el, mama lui și ucenicii lui. Dar în acea stare unde era o cununie, unde era o însoțire dintre un bărbat și o femeie, o însoțire între un bărbat și o femeie, așa cum este firesc ca să vadă toată lumea cum a lăsat Dumnezeu, nu acești împotriva firii care vor să legalizeze păcatele, cu ajutorul conducătorilor lumești, și am încheiat paranteza, fiind Mântuitorul acolo, deodată s-a făcut așa o zarvă, o rumoare, o stare, pentru că nu mai aveau ce le trebuie, nu mai aveau vin. Nemai având vin, vinul care veselește inima omului, atât din punct de vedere trupesc, omenește, cât și duhovnicesc, care aduce adevărata veselie duhovnicească, sângele lui Hristos, din Sfântul Potir, nemai având vin, aceștia s-au frământat. Și cine a intervenit? Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului. Cât de frumos și omenește și firesc și totuși autoritar a intervenit la Fiul Său. Ce facem noi? Că aceștia nu mai au vin. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către el, nu mai iau vin. Și Iisus i-a răspuns, ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Ca să se arate, vis credincioși, că Hristos n-a venit să-și demonstreze cât de puternic este El în facerea de minuni. Nu s-a dus El să se grăbească, să le arate unora și altora ce minuni face El. Nu s-a aruncat ca în necatul, cum se aruncă astăzi unii duhovnici, să se dea clarvăzător și făcător de minuni și cunoscători ai tainelor sufletului omului
și îi spune omului înainte gândurile și stările lui sufletești și își atrage adepți și se duce zvonul că el este văzător și clar văzător și străvăzător și făcător de minuni, dar de fapt este un nevăzător și un orb, pentru că nu propovăduiește și nu se comportă ca învățătorul său, care nu s-a grăbit, chiar dacă putea să facă minunea și la distanță. A așteptat să se rânduiască toate. Mama sa le-a zis slujitorilor, orice vă va spune, el să faceți. Cuvinte scurte și pline de putere, iubiți credincioși. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. 6 vase de piatră care înseamnă ziua 6-a când a fost creat omul, ziua 6-a în care a mâncat omul din pom, ziua 6-a în care l-a făcut Dumnezeu pe el bărbat și femeie, steaua lui David și-a lăsat în libertate, iubiți credincioși, ca să se ducă către ziua 7-a, adică a Sfințeniei, și din ziua 7-a către veacul viitor, către infinit, către ziua veacului ceva să fie. 6 vedre care au pline cu apă, pentru că este o diferență între apă și vin. Și aceste 6 de vedre care le-au adus la binecuvântarea și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, prin minune s-au transformat din apă în vin, ca să se arate ce? Să se arate explicația care era mai departe, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat în templu. Această icoană de la nunta din Cana Galilei era de fapt radiografia poporului Israel. Era radiografia templului în care intra Hristos și a lovit cu biciul. Era radiografia sufletului omenesc din vremea aceea. Ei nu aveau gust, nu aveau savoare, nici nu mai aveau ce le trebuie. Își erau insuficienți la un moment foarte important. Asta era sinagoga și templul din vremea aceea, pentru că legea nu mai avea savoare, nu mai avea gust, nu mântuia pe nimeni, nu împlinea sufletește, dansau și cântau într-un mod formalist și se bucurau într-un mod în care nu le mai aduceau bucuria aceea duhovnicească, și în acest moment a intervenit Mântuitorul Iisus Hristos, făcând prima minune, transformând lucrurile acestea, a ridicat blestemul deasupra femeii care i-a spus că în dureri vei naște, și la nunta din Cana Galilei s-a ridicat durerea femeii din naștere, iubiți credincioși, și s-a ridicat blestemul. Și atunci s-a unificat bărbatul cu femeia sub taina cununiei prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați atent la apostolul care se citește în taina cununiei, spune clar că ei vor fi amândoi un trup și vor fi într-o unitate, într-o unire atât de tainică și de puternică cum este între Hristos și biserică, că atât de mult a iubit Dumnezeu biserica pe care a creat-o cu trupul său și sângele său, încât s-a jertfit pe sine pentru mântuirea ei. Așa trebuie să se jertfească bărbatul pentru femeie în iubirea lui, iar femeia trebuie să răspundă cu iubirea ei. Vedeți, frățiile voastre, ce taină mare și ce exemplu a dat Hristos pentru comuniunea dintre El și biserica, adică toată lumea aceasta, firea omenească, pentru că vor fi amândoi un trup. Știți ce înseamnă asta? Dreptatea și pacea s-au sărutat, adică cerul și cu pământul s-au unit, adică firea dumnezeiască și firea omenească s-au unit într-un singur ipostas, în ipostasul cuvântului, a Fiului și a cuvântului Dumnezeu. Și în Galileea neamurilor le-a arătat evreilor că ei nu sunt așa cum trebuie. Și venind a intrat în templu și acolo a acționat ca un stăpân, pentru că un stăpân își pedepsește slugile sale dacă nu sunt așa cum trebuie. Și ce le-a spus? Ați făcut casa tatălui meu casă de negustorie. Tot ceea ce faceți voi aici și jertfele voastre nu trebuie mie, nici boii, nici oile, nici porumbeii, nici schimbările de bani, nici din tot ceea ce faceți voi, pentru că milă voiesc, chiar nu jertfă. Asta
a venit să aducă Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ieșiți din formalismul vostru și a început, iubiți credincioși, cu un bici de ștreanguri să pocnească în stânga și în dreapta, ca să arate următorul lucru. Dumnezeu s-a smerit și s-a făcut om, să ne învețe pe noi smerenia și blândețea. Dumnezeu, ca rob, a mers printre noi și ne-a dat exemplu de smerenie. A suferit bătăi, lovituri și moarte pe cruce și toate celelalte ca să ne arate nouă smerenia, iubiți credincioși. Dar totuși vedeți când era vorba de legea sa, de cuvântul său, de adevărul de credință, ca om a luat un bici și a început să pocnească în stânga și în dreapta, pentru că spune clar, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, dacă vrea cineva să-ți ia ție haina, dă-i lui și cămașa, dacă vrea să mergi cu el o milă, mergi cu el două, dar când este vorba de legea lui Dumnezeu, mustră, ceartă și îndreptează cu timp și fără timp, ia biciul lui Dumnezeu și pocnește în stânga și în dreapta și scoate pe toți din casa lui Dumnezeu, pe toți schimbătorii de bani, adică năimiții care au transformat totul într-o afacere și pe toți rătăciții și ereticii care au transformat cultul și învățătura lui Dumnezeu în jerfe idolești. Deci vedeți icoana aceasta de la nunta din Cana Galilei, cu icoana intrării Mântuitorului nostru Iisus în templu, unindu-le, sunt una, arătând ceea ce a făcut Bunul Dumnezeu prin minune acolo și prin blândețe și prin rugăciunile Preasfinte Născătoare de Dumnezeu și sfințind și binecuvântând și înmulțind și aduncând o nouă savoare, pentru că aceasta este legea Noului Testament, este vinul dulce îndulcit la Cana Galilei. Aceasta este liturghia ortodoxă, iubiți credincioși, este o nuntă a Fiului de Împărat. Este unirea Mirelui cu Mireasa în Sfânta Biserică. Este comuniune și este dans duhovnicesc și este iubire desăvârșită. Aceasta este Biserica Ortodoxă. Iubirea lui Dumnezeu pe pământ pe care trebuie să o transmitem oamenilor. Dar pe cine trimite Domnul nostru Iisus Hristos la rugăciunile Preasfinte Născătoare de Dumnezeu? Trimite pe slujitori să aducă vasele acelea, vedrele acelea și le dă cui? Nunului. Și nunul să guste și să vadă și să comenteze. Și să zică nunul: aha, ați dat voi vinul cel rău la început, iar vinul cel bun l-ați dat după aceea. Nunul, iubiți credincioși, este arhiereul. Este preotul care în continuu se minunează de legea și de cuvântul care se dă de la Bunul Dumnezeu și tot arhiereul și preotul dă mai departe poporului. Nu spune acolo la Sfânta Liturghie, când se sfințește pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, bezi dintr-o acesta toți, bezi din acest vin toți, luați, mâncați, bezi dintr-o acesta toți, și prin noi la tot poporul, așa cum s-a dat la nunta din Cana Galilei. Dar totodată, pe partea cealaltă, Mântuitorul Iisus Hristos, dacă vreți să se prefacă apa în vin, dacă vreți să vi se sfințească tainele, dacă vreți să spuneți după sfârșitul liturghiei, umple de bucurie și de veselie inimile noastre, păstrați credința cea dreaptă. Și credința cea adevărată trebuie să o păstreze în primul și în primul rând nunul. Nunul care este arhiereul și preotul, care este păstorul și conducătorul acelei nunți duhovnicești, iubiți credincioși. Deci ați văzut cum aceste lucruri se leagă în mod tainic unele cu altele, ca să ne arate Domnul nostru Iisus Hristos că a venit pe fața pământului să distrugă păcatul și să ne dea nouă virtutea, să întoarcă pe oameni de la formalism, la trăirea în Duh și adevăr, să înțeleagă toți că El a fost Mesia, Mielul lui Dumnezeu și Dumnezeu un omenit prin minunile Lui și în centru acestei icoane este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care o vedem noi cinstită ca mijlocitoare, ca acoperitoare, ca iubitoare de popor, în marea sărbătoare de la izvorul tămăduirii. Această sărbătoare care a avut loc printr-o minune dumnezeiască, acest leon, înainte de a fi împărat,
Mergea el în afara Constantinopolului și a găsit un om orb și acel orb nu își găsea săracul drumul și negăsind drumul, iată că orbecăia în întuneric și Domnul a lucrat dumnezeiește nu doar pentru acel orb, ci pentru toți din toate generațiile de atunci și până acum. Pentru că acel leu urma să ajungă împărat și Domnul a pregătit conștiința și mintea și inima și l-a întărit în credință prin minunea pe care a făcut-o cu orbul, pentru că el a avut inimă bună și s-a dat jos din caleașca lui și s-a dus la acel orb, l-a luat de mânuță, a avut dragoste de aproapele. Deodată acel orb a devenit doritor să bea apă, avea nevoie puternică, mai mult sufletească decât trupească. I s-a făcut o sete puternică deodată și vroia apă. Veniți la izvoarele mântuirii. Și acesta căuta un izvor ca să ostăiască setea orbului din dragoste de aproapele. Și căuta încolo și căuta încoace în pădurile acelea și auzi glas de sus. Vino mai în adânc. Mergi înainte. Vino cu credință. Nu te îndoi, vino către mine, ai încredere, veniți de luați lumină, lumină pe care eu vă dau în mii de forme ca voi să înțelegeți că eu sunt lumina lumii. Și mergând, a dat de un izvor și acolo a căutat, pentru că Dumnezeu lucrează sinergic, pentru că îl lasă și pe om să participe cu voința, și a dat de un izvor care a ostoit setea orbului, dar l-a și vindecat. Și s-a făcut minune, iubiți credincioși, prin acel izvor al tămăduirii. Și făcându-se minune, iată că aceștia s-au luminat și sufletește și trupește, și odată cu acea vindecare, în timp s-au vindecat și împărați și împărătese și arhierei și monahi și bogați și săraci și bărbați și femei și de toate soiurile s-au vindecat prin rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Și s-au vindecat de boli de nedescris, cum erau în vremea aceea și spune frumos aici în carte că au fost alungați mulți demoni pentru că alții s-au vindecat de boli ca de oftică, de surzenie, de friguri cumplite, de boală de stomac, s-au tămăduit de ulcer, s-au tămăduit de cangrenă, de abcese aducătoare de moarte, de albiață, de orbire, de sufocare și s-au mai vindecat de boli neștiute, de toate soiurile boli de nevindecat și au înviat și morții. Și atunci, în timp, acolo, cu cheltuiala celor care aveau posibilitatea, s-a făcut și o sfântă biserică. Și s-au dus oameni, iubiți credincioși, la nevoi, la necaz, la boli, la molime, la pandemii, că nu era termenul poate pe vremea aceea, s-au dus și s-au vindecat de boli de nevindecat. Și atunci, haideți să extragem un piculeț momentul acesta al vindecării și al izvorului tămăduirii, să-l ducem în vremea noastră ca să înțelegem mecanismul. Plata păcatului este boala și moartea. Plata păcatului este, iubiți credincioși, suferința și durerea. Pentru că omul păcătuiește prin plăcere și se vindecă prin durere trupească și sufletească, care este pocăința omului. Și atunci Domnul, când găsea câte un bolnav, îl întreba și mergea direct la rădăcină. Crezi tu că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu că eu sunt Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat? Crezi tu? Și îl ducea întâi pe direcția aceasta verticală a credinței. Și apoi după acesta spunea cu smerenie și cu nădejde și cu umilință, da, Doamne, cred. Dumnezeu acționa mai departe în cauza sufletească și apoi se vindeca trupește. Pentru că omul este trup și suflet la un loc și este sufletul omului și trupul omului. Deci toate sunt ale omului, deci ansamblul acesta este om, om făcut după chipul Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, după chipul lui Dumnezeu fiind minte, cuvânt sau rațiune și Duh. Omul fiind ființă cuvântătoare, rațională. Minte, cuvânt și Duh.
Și acestea fiind ale sufletului, toate se duc în trup. Și când Domnul vindeca o problemă, tămăduia, pentru că suntem în sărbătoarea izvorului, tămăduirii, și frățile voastre trebuie să înțelegeți aceste mecanisme sau principii duhovnicești, Domnul acționa întâi pe vertical la dreapta credință, apoi la smerenia omului și apoi după smerenia omului se uita prin spovedanie dacă îi pare rău și după spovedanie îi spunea iertate sunt ție păcatele, adică acționa în suflet la iertarea păcatelor și apoi spunea ia-ți patul tău și umblă. Și în vremea aceasta, dacă noi suntem într-o pandemie, într-o boală la nivel global, boala aceasta nu este un rezultat al păcatelor și păcatele acestea nu se spală prin pocăință și pocăința nu se face, iubiți credincioși, în Sfânta Biserică și pocăința nu se face în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică prin dreapta credință, crezi tu că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Și dacă ar fi de la Dumnezeu, repet și iarăși repet, că suntem în izvorul tămăduirii. De ce ați oprit ca omul să meargă, să se pocăiască? De ce ați oprit omul să meargă la Sfânta Liturghie, la spovedanie și la împărtășanie? Păi dacă se vindecă cu o ierurgie, cu aghiasma de la izvorul tămăduirii, păi cum să nu se vindece cu trupul și sângele Domnului, care este o taină, taina lui Hristos, centrală în Sfânta Biserică? Deci ați oprit, de fapt, ca omul să ajungă la izvorului tămăduirii, la doctorul sufletelor și a trupurilor. Și de ce ați făcut acesta? Pentru că știați voi, oculților și apostaților și întunecaților și slujitori ai satanei și trădători ai dreptei credințe și trădători de neam și credință, știați voi că dacă vine poporul la înviere și la biserică și la izvorul tămădurii, nu mai aveți voi puterea care vreți voi să o aveți pentru a vă săvârși în clipele acestea toate dedesubturile voastre satanice, ca să puneți stăpânire pe întreaga fața pământului. Știți voi precum știa satana? Ce-i venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? El știa că va fi o judecată de apoi. El crede Dumnezeu mai bine decât noi. El știe Scripturile mai bine decât noi. Dar nu se supune. Așa și voi știți mecanismele, dar le faceți contra și știți cum să le faceți ca să blocați lucrarea bisericii. Dar o blocați de ce? O blocați pentru că ați infiltrat în Sfânta Biserică între arhierei, patriarhi și tot soiul de teologi și slujitori ai bisericii, ați infiltrat oameni de-ai voștri care lucrează împotriva cuvântului și a adevărului. Și aducem ca argument pe sfinții de astăzi, Ilie Iorest și Sava Brancovici, iubiți credincioși. Aceștia fiind pe la 1600 și ceva, fiind mitropoliția Ardealului, fiind slujitori ai lui Dumnezeu, fiind oameni cu rugăciune puternică și cu smerenie, nu doar cu niște învățături scolastice, dacă vă uitați în viața lor, o să vedeți, frățiile voastre, câteva cuvinte. La Ilie Iorest, luptând cu bărbăție împotriva calvinilor, calvinii fiind niște reformați bisericioși, cum aveți voi la conducere în ziua de astăzi pe unii sau pe unul care nu știu să facă Sfânta Cruce, nu cred în Maica Domnului, nu au Sfinte Taine, nu sunt din Sfânta Biserică și toate celelalte apostați și eretici și schismatici și de toate celelalte. Luptând cu bărbăție împotriva calvinilor, a bătut de la dreapta credință care căutau să surpe ortodoxia din sufletele românilor. A tipărit cărți bisericești de învățătură. Știți ce înseamnă asta? Nu a introdus în facultățile de teologie ecumenismul și misiologie și o teologie comparată încât să nu mai știe săracul student care este adevărul de credință și să răspundă profesorului pentru o notă într-un mod eretic, lepădându-se de credință. A tipărit cărți bisericești de învățătură și a cercetat sat cu sat. Știți ce înseamnă asta? Să meargă mitropolitul sat cu sat să cerceteze. Nu mai merge preotul în parohia lui.
Nu-și mai cercetează duhovnicul ucenicii săi, dar pe un mitropolit să cerceteze sat cu sat, asta înseamnă râvnă și credință pentru Dumnezeu și pentru legea lui Dumnezeu, așa cum Hristos se spune în Evanghelie că râvna casei tale m-a mistuit. În această luptă nu l-au înfricoșat nici amenințările, nici opreliștele craiului ardealului, adică forța lumească, conducătorul lumesc, Pilat și cel cu sabia, și nici ale căpetenilor calvinești, căpetenile calvinești fiind conducătorii religiei a calvinilor. Nu i-au influențat, nu i-au speriat. Pentru aceasta, curând, au născocit împotriva Sfântului Ierarh pâri mincinoase, așa cum au născocit împotriva lui Hristos, martori mincinoși. Au adunat sobor și l-au scos din scaun, să-l vede pe arhiereul acela și pe patriarhul acela care acceptă să fie scos din scaun pentru a păstra un cuvânt din dreapta credință. Spunea cineva că stăpânim arta de a nu muri din cauza adevărului. Suntem corecți politici, ne pliem din toate părțile ca nu cumva să fim scoși din scaun și sacrificăm și pe Domnul, și învățătura, și biserica, și poporul. Aruncându-i în temniță, temniță grea, iubiți credincioși pe vremea aceea, 9 luni a stat Sfântul în temniță legat cu lanțuri grele în mâini și la picioare. Din când în când, îl scoteau din temniță la priveliște înaintea bisericii sale și era batjocorit, despuiat de haine și bătut cu nuiele pe trupul gol. Iubiți credincioși, știți de ce făcea asta? Ca să moaie cugetul poporului, ca să-i înfricoșeze pe ierarhii asemenea lui, să-i înfricoșeze pe preoții lui, să-i înfricoșeze pe creștini. Dacă s-a făcut asta cu mitropolitul, ce o să pățim noi? Era un fel de media din ziua de astăzi, iubiți credincioși, care vă înfricoșează în fel și chip de dimineața și până seara. Dar acesta nu s-a lăsat nici speriat, nici învins, nici derutat, ci a mărturisit până la moarte în fața lui Dumnezeu. Deci, vedeți, frățile voastre, el făcea și suferea ca să ridice conștiințele poporului. Și să nu uit, după ce vă spun lucrurile acestea, legat de minunile care se săvârșeau la izvorul tămăduirii, ce rost au minunile. Mergem mai departe și vedem la Sava Brancovici, mitropolit tot al Ardealului, care în tot timpul păstoririi sale, Sfântul s-a străduit necontinit să ridice biserica și să o țină în albia drepte credințe a răsăritului, ferind-o de toate uneltirile eresului calvinesc. Avea o treabă mitropolitul, să nu cumva să intre erezia în biserică. Asta era misiunea lui, nu să stăpânească administrativ preoții și mănăstirile și să le frică, fie acestora frică când pășește el într-un sat sau într-o mănăstire sau printr-o catedrală. Nu, era părinte duhovnicesc, supraveghea cu ochii lui de vultur ca să vadă ca nu cumva să intre erezia în Sfânta Biserică. Râvna cea mare a Sfântului Sava pentru Ortodoxie i-a dus dușmânia și prigoana cui? A căpetenilor calvinești și a craiului de atunci Ardealului. Parcă este copie, la fel cum s-a întâmplat și cu Sfântul Ierarh Ilie Iorest. Adică puterea lumească și erezia au înnebunit când au văzut încă un păstor adevărat. În cărțile bisericești ale românilor, învățături rătăcite și pierzătoare de suflet. Deci vedeți, frățile voastre, ce vreau ei să strecoare învățături eretice și pierzătoare de suflet. Cum vi s-au strecurat prin toate comisiile presinodale de la Sinodul din Creta, Balamad, Șambezi și toate celelalte, cum vi s-a strecurat la Sinodul Tlăresc din Creta, cum vi se strecoară în cărțile de teologie, cum vi se strecoară prin cărțile bisericești, cum vi se strecoară în sfânt, în liturghierul ortodox, cum vi se strecoară învățături eretice, pentru că știe satana că dacă a strecurat o învățătură electrică, o învățătură eretică, ai căzut din adevăr, ai căzut din har și apoi tu, chiar dacă păstrezi forma exterioară a cultului cum păstrau evreii,
n-ai să mai ai acces la har, la lumina necreată și la Hristos cel înviat pe Sfânta Masă. Iubiți credincioși, mai erau de citit cuvinte înțelepte, dar nu le citesc pentru că nu vreau să lungesc cuvântul. Minunea, să nu uit. Dumnezeu face minune așa cum a făcut ieri la citind în viața Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, a făcut minuni pentru ce? Nu ca să-și demonstreze Dumnezeu forța, nici să arate cât de grozav era Gheorghe, mucenicul și generalul, nici ca să arate cum poate unul să stea în groapa cu var, să alerge lângă un cal încălțat cu sandale înroșite și care avea țepi, nici să arate cum poate unul să facă un fachirism și să învie pe un mort sau un animal. Nu, acesta este rostul minunii. Minunea este ca să întărească credința acolo unde este popor mult. Iar unde nu este popor, acționează Domnul așa cum a acționat cu Natanael și cu Petru. Tu ești Petru, te vei numi, tu ești Chefa și te vei numi Petru, da? Simon, Chefa, Petru, iar tu ești Natanael în care nu este vicleșuv. A acționat la nivelul sufletului individual. Când era multă lume, făcea minune ca să se întărească credința în popor. Fiind credința întărită, credința cea adevărată, începe temelia vindecării. Temelia vindecării pentru că biserica este spital. Biserica, iubiți credincioși, este locul unde noi ne tămăduim ca oameni în ansamblu, atât sufletește prin învățătură, prin har, cât și trupește prin Sfântul Maslu, prin traghiasma, la izvorul tămăduirii și toate celelalte ierurgii. Și dacă biserica este spital, de ce nu dați voi voie să vină lumea în timpul unei pandemii la spital? Și îmi pun întrebarea. Minunea trebuie să întărească credința în popor. Păi dacă s-a făcut minune, iubiți credincioși, an de an la Ierusalim, a venit lumina ca să vadă poporul cum vine lumina din cer, să se întărească în credință, se mai dădeau cu lumânarea pe față și nu ardeau, și creștea numărul credincioșilor care credeau în Hristos cel înviat. În spațiile ortodoxe, la ruși, la georgieni, la sârbi, care sunt autentici, se propovăduia pe canalele de televiziune lumina învierii. În țările care au devenit colonii americane sau tot soiul de colonii ale Uniunii Europene, aceștia dădeau, a venit lumina de la Ierusalim și apoi 1001 de emisiuni în care astupau lucrul acesta, băgând în ei numai cancan, numai violență, numai patimă și numai nenorociri. Ca să vedeți cum stau lucrurile. Și atunci, la minunea de la Ierusalim, care a venit anul nostru, anul acesta a participat doar câțiva, patriarhul Ierusalimului și câțiva care ați văzut voi și mai mulți polițiști decât călugări, și aceștia au venit și au spus, veniți de luați lumină și ați văzut lumina. Nu vreau să fiu conspiraționist și să spun că lumina aceea nu a fost lumina de sus, că nu-i treaba mea încă. Dar pun întrebarea, tu, patriarhul al Ierusalimului, care ai văzut lumina cea din cer, ai participat la minune, cum poți tu imediat să slujești din perspectivă ecumenistă cu musulmani, cu papistași, cu evrei, cu protestanți, cu toate neamurile, cu toate credințele, când îți zic canoanele să slujești cu altul de altă credință și te amenință cu caterisirea? Cum faci tu acum, particip la minune și apoi faci această blasfemie pentru că Ilie, Iori și Sava Brancovici au acceptat să moară, nu cumva să se schimbe vreo lege, dar tu slujești cu ei? Și asta ne pune nouă întrebări. A cui om ești tu? Cine v-a adunat pe voi toți la aceste rugăciuni ecumeniste? Nu cumva sunt niște forțe oculte în spatele vostru ale noi ordini mondiale? Forțe care slujesc liniștite în ziua de azi, iubiți credincioși? Și v-au strâns pe voi într-un mod pervers forțe care și voi la rândul vostru, și papistașii, și protestanții, și ortodoxi, și musulmani, toți de fapt în realitate vorbiți împotrivă, v-au adunat niște forțe, așa v-au strâns ca într-un cadou dintr-ăla forțat de Crăciun când l-ai deschide, bubuie totul.
și sar în exterior, pentru că sunteți constrânși și strânși și presați de forțele văzute care v-au compromis și v-au adus acolo. Așa se întâmplă și cu alți patriarhi și cu alți episcopi și cu alți preoți care trădează legea lui Hristos. Ați văzut ierarhia adevărați aici în viețile Sfinților? Și punem întrebarea. Cum poți tu să-L cinstești astăzi pe Sfântul Dumnezeu care a murit pentru deapta credință, pentru că n-a vrut să slujească cu papistașii și cu protestanții, cu calvinii, și tot tu slujești cu papistașii și cu calvinii? Nu ești pervers? Mă duce cu mintea la Patriarhul Teoctis, Dumnezeu să-L odihnească, care într-un videoclip spune așa: am rezolvat problema de viacuri a bisericii. Papistașii cred în filioveve, că Duhul Sfânt purcede și de la Duhul și de la Tatăl. Că Duhul Sfânt purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Mai greșesc în cuvinte pentru că sunt multe de spus. Să iertați toate greșelile din predica aceasta. Și spune că a rezolvat problema. Când mergem la Vatican, spune cu filiocuve, când venim acasă, spune fără filiocuve. Adică, când suntem la noi, 2 și cu 2 fac 4, când suntem la voi, 2 și cu 2 fac 5. Asta nu înseamnă schizofrenie, iubiți credincioși? Și așa fac toți. Când sunt în Sfânta Liturghie și în catedrale, spun crezul ortodox, când se duc în loje, se îmbracă ca ei și spun ca ei. Cred în marele arhitect, slujesc când Coranului, când Biblie, când Talmudului, când toate celelalte, vin înapoi, iarăși sunt ca noi. Ia-i de unde noi, iubiți credincioși, sunt demoni prefăcuți în îngeri de lumină. Și punem întrebarea, în vremurile acestea în care biserica este prigonită și încă nu vor să creadă dintre ai noștri, în vremurile acestea în care lor li se pare că va fi totul trecător, este doar un prelud, e doar un început pentru ceea ce va să vină, în vremurile acestea în care este prigoană subtilă pe care voi o simțiți, pun întrebarea dacă biserica este goală și creștinii stau acasă și n-au voie să vină la spitalul duhovnicesc și trupesc să se vindece, oare li se pune aceeași regulă și celor care poate se adună discret în templu, în lojă și la întâlnirile lor masonice? Oare când vor ei spun că sunt religie, când vor ei spun că nu sunt religie, când vor ei spun că sunt secreți, iar când vor ei spun că sunt discreți, când vor ei dispar și când vor ei apar? Și atunci să mi se arate câți dintre managerii de spital sunt masoni, foarte puțini care sunt ortodoși autentici. Câți dintre medicii puternici sunt masoni, pentru că au fost raculați de superiorii lor. Câți dintre conducătorii armate și conducători de unitate și conducători de poliție și de jandară sunt masoni? Câți dintre cei din politică sunt masoni? Câți dintre profesorii universitari și conducători de universități sunt masoni? Și aceștia se adună discret și secret și subtil, fără mască, fără reguli, au băieții aprobări, pentru că ei rânduiesc lucrurile acestea, iar Biserica lui Hristos să stea ascunsă, să stea în prigoană, să intre în catacombe, voi creștini ignoranți, să stați acasă, dintre ai voștri care pentru un bănuț s-au vândut sufletul și au intrat în loje, îi îngăduiți pentru că v-au adus și vouă un ban în casă și trăiți confortabil de pe umerii lor. Și de fapt în toată această icoană se adună și Evanghelia de astăzi când Hristos a dat cu biciul în templu, se adună și minunea care a avut loc la izvorul tămăduirii, se adună și mărturisirea Sfinților Ierarhii Ilie Ioră și Sava Brancovici, se adună și viața în care suntem noi astăzi, iubiți credincioși, și trebuie să ne punem întrebări după întrebări, de ce am ajuns noi așa? Pentru că am fost formaliști și în biserică, în loc să fie izvorul tămăduirii, în biserică a fost un izvor în care Bunul Dumnezeu s-a jertfit continuu, izvor de sânge și de trup, care nu s-a dus către popor, ci l-au mâncat preoții în potir și poporul nu s-a împărtășit și nu s-a luminat și n-au văzut pe Domnul când au văzut Luca și Cleopa la cina aceea de taină, și duhovnicii aceia mari, despre care am spus ieri la predica de ieri, duhovnicii aceia mari au lăsat pui și urmași pe vremea aceea, pe vremea asta, care cheamă poporul doar pentru a fi nu tămăduitor de suflete,
Nu să-i spovedească așa cum trebuie din copilărie. Nu să-i catehizeze despre credința Domnului. Ei sunt iubiți credincioși, nu precum Domnul care s-a lăsat rugat să facă minunea. Ei sunt aia care fac minunea înainte de a veni autocarul. Ei sunt aia care fac minunea înainte de a intra omul în mănăstire și în biserică. Ei sunt aia care îți spun ce ai tu în suflet, nici n-ai intrat pe poarta, pe ușa bisericii. Și aceștia sunt ce? Împărțitori de canoane grele și de acatiste. Ce problemă ai cu copilul? Ce vrea să facă? Să ia examen. Acatistul Sfântului Cutare. Tu ce problemă ai? Păi eu vreau să mă fac sănătos. Acatistul Sfântului Cutare. Dar tu ce mai ai? Păi eu mai am problema cu tare. Ia și tu mai trei acatiste. Lasă pomelnicul aici și mergi acasă. Păi de ce să stea el să-l învețe dreapta credință? De ce să mărturisească el să-l învețe pe om să fie un soldat luptător în Biserica lui Hristos, așa cum a fost acești ierarhi? De ce să-l învețe el pe om zi de zi să se spovedească, să se pocăiască, să se împărtășească, ca acum să cânte cu toți din instinct duhovnicesc, din Duhul Dumnezeu, să fi cântat cu toți în fiecare noapte Hristos a înviat? Nu cântă lumea, pentru că nu sunt în Duh. Nu aprind lumânări noaptea în săptămâna luminată, pentru că nu sunt în Duhul lui Hristos, pentru că o viață întreagă s-au dus la biserică să-și găsească liniștea, să-și facă ritualurile, să împlinească parastasele, pomenile și mormântările și pentru probleme sociale să-L îmbuneze pe Dumnezeu ca cum făceau religiile păgâne, să-L îmbuneze prin duhovnici, dându-le daruri peste daruri, îmbogățindu-i pe aceștia cu pomenice și nu i-a învățat nimic. Asta este icoana sărbătorii de azi, iubiți credincioși, așa cum o vedem noi. Așa cum simțim noi să vă spunem. Așa cum credem noi că trebuie să dăm cu biciu de ștreanguri în stânga și în dreapta ca să ne trezim cu toții și primii în care lovim suntem noi, pentru că ne lovim în continuu în conștiință că n-am slujit zi de zi liturghia, că nu ne-am rugat neîncetat, că n-am postit zi și noapte, că nu ne-am ocupat de sufletele credincioșilor, că n-am strâns o legătură continuă cu frații noștri preoți și monahi. Unde vezi tu acum 10 stareți adunați și să se sfătuiască pentru situația în care ne aflăm? Unde vedeți 10 protopopi adunați ca să-și pună întrebări ce facem noi cu preoții noștri în popor? Unde vezi tu 10 creștini adunați și să zică, măi, ce facem noi, că Biserica lui Hristos e goală? De aceea, iubiți credincioși, trebuie să ne pocăim cu toții și să așteptăm mila de la Bunul Dumnezeu, dar totuși vă îndemnăm, cu timp și fără timp, apelați la acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care ne poate acoperi cu rugăciunile sale, cu binecuvântările sale, cu mila sa, pentru că dânsa este cea care a spus în vedenie ca să nu plece nimeni de la fața mea neascultat și neajutat și neoblojit și nevindecat și netămăduit. Și la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este nădejdea noastră, pentru că ea intervine la Mântuitorul așa cum a intervenit în Cana Galilei. Dânsa este cea care în continuu stă în genunchi pentru noi și devine ea însăși un izvor al tămăduirii. Dânsa este cea care ne acoperă cu Sfântul Său acoperământ și omofor. Și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este muntele cel cu umbră deasă în care noi toți vom fugi în prigoane și biserica se va ascunde în acest munte, adică biserica va fi în prigoană, va fi în mișcare, va fi dinamică, urcând muntele sub acoperământul Preasfântei Născătoare de Dumnezeu. Amin.